Iată-ne, dragi prieteni, la finalul unei zile binecuvântate, la finalul unei zile care ne aduce din ce în ce mai aproape de sărbătoarea adormirea Maicii Domnului, un ajun binecuvântat al acestei sărbători pe care noi l-am petrecut împreună cu dumneavoastră la Sanctuarul Marian de la Cacica. Tocmai s-a încheiat privegherea Mariană, privegherea de seară care ne pregătește din ce în ce mai mult pentru sărbătoarea de mâine. O priveghere mai neobișnuită, pentru că dacă de obicei în procesiunea pe care am văzut-o și în imagini cu statuia Sfintei Fecioare Maria și a inimii preasfintea lui Iisus, mergeau și pelerinii, de această dată au fost doar preoții cei care au făcut această procesiune. Noi am rămas pe loc cu luminile aprinse, însă cu aceeași rugăciune pe buze și în inimi, Sfântul Rozariu. Gabriel, iată, ușor-ușor spuneam că ne dorim să apărăm cu toții în fața camerelor și pentru a vă saluta. Cum a fost această zi din prisma, să spunem, trăirilor în pandemie, dar și cumva a fi ochii, a fi vocea celor care transmit pentru cei de acasă aceste celebrări, cei care și-ar fi dorit să fie aici? Aș dori în primul rând să-i salut pe toți cei care, iată, ne urmăresc prin intermediul paginii noastre de Facebook, celor care ne urmăresc prin intermediul paginii de YouTube și toate canalele episcopiei. Iată, deși, dacă m-ar fi întrebat cineva dacă acum câteva săptămâni, dacă am putea veni să transmitem această sărbătoare sau dacă se va organiza acest pelerinaj, acest hram pe care de fiecare dată de 15 august aici la Cacica îl sărbătorim, n-aș fi știut ce să-i răspund. Iată, astăzi ne bucurăm că suntem prezenți. Am avut astăzi parte de o zi frumoasă, deosebită, o zi specială, o zi în care oamenii, pelerinii, cei care au venit aici neorganizați, neinvitați, am putea spune, ci doar chemați de Sfânta Fecioară Marie și de dragostea ei maternă, iată, a fost o zi frumoasă care la început au fost destul de puțini participanți, dar pe parcursul zilei și pe parcursul celebrărilor care au urmat, au început să apară din ce în ce mai mulți, culminând cu această priveghere din această seară, care pot spune că a fost exact cum erau privegherile din anii trecuți. Mulți oameni, dar ținând distanța, ceea care este recomandată de către autorități, dar toți cu lumânări în mână, pe care le ridicau de fiecare dată când îl vedeau pe Preasfințitul că ridica mâna. Da, ne-am bucurat de prezența la această priveghere, prezența completă, după cum a dorit să sublinieze și Părintele Rector al acestui sanctuar. A fost prezent Preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași, Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit de Iași. Îl avem în mijlocul nostru și pe Monseniorul Ionut Strejac, pe Părintele Decan de Suceava, Părintele Ciprian Antălucă, dar și pe noul provincial al provinciei Sfântul Iosif, al fraților minori conventuali, Părintele Damian Patrașcu, împreună cu alți preoți atât din Bucovina cât și din alte locuri ale diecezei sau și din străinătate, preoți care au stat la dispoziția credincioșilor pentru Sfintele Spovezi în această zi și cu siguranță și mâine până la Sfânta Liturghie, astfel încât toate aceste momente trăite, toate aceste celebrări să fie cu rod și, întorcându-ne acasă, cumva să dăm mai departe din ceea ce am trăit aici. Noi ne pregătim să punem punct transmisiunii noastre de aici, mulțumindu-vă pentru susținere, pentru toate mesajele pe care ni le-ați transmis pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook, ambele ale Episcopiei de Iași, dar și ale sanctuarului de la Cacica. Vă mulțumim că sunteți împreună cu noi, așa cum ne spune și sloganul, noi ne dorim să fim împreună cu dumneavoastră și dumneavoastră împreună cu noi, pentru că, zic eu, după o astfel de priveghere nu mai e nevoie de multe cuvinte. E nevoie de liniște, e nevoie de a continua rugăciunea, chiar și în timpul nopții, să spunem așa,
cu acel calm și cu acea odihnă binecuvântată pe care fiecare dintre noi o așteaptă, fiind această oră înaintată. Îți mulțumesc, Gabriel, pentru gândul tău și pentru tot efortul de astăzi, la fel cum le mulțumesc tuturor colegilor de la regia tehnică, lui Eduard Lucaci, lui Silviu Jitaru, lui Silviu Dogariu, de asemenea părintelui Adrian Blăjuță, care împreună cu mine, să spunem, am încercat să conturăm tot ceea ce s-a petrecut aici, astfel încât să vă simțiți cât mai aproape de Sanctuarul Marian de la Cacica. Noi vă salutăm cu multă bucurie, deși suntem puțin obosiți, suntem la fel de entuziasmați ca azi dimineață când am început și, bineînțeles, vă dăm întâlnire mâine dimineață. Prima transmisiune va fi la ora 6 cu Sfânta Liturghie. Așa este, Alexandra, prima transmisiune va începe la ora 6, deci în doar 6 ore, cu prima liturghie a dimineții, după care noi continuăm programul cu o emisiune specială de la ora 10 împreună cu invitații noștri, cei care vor fi alături de dumneavoastră până la ora 11, atunci când va fi și liturghia de hram, o liturghie frumoasă pe care vă invităm să o ascultați, să o vizionați împreună cu noi cei de aici. Și încă o dată vă invităm să distribuiți, să dați mai departe vestea că cei care au rămas acasă pot participa la celebrările de la Cacica prin intermediul paginilor online, pagina de Facebook a Episcopiei de Iași, pagina de YouTube, dar și paginile Sanctuarului Marian de la Cacica. Încă o dată vă mulțumim pentru susținerea dumneavoastră, chiar și susținerea financiară, pentru că știm că aveți grijă de acest lucru și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu și Sfânta Fecioară Maria să vă răsplătească pentru tot binele pe care îl faceți, astfel încât astfel de transmisiuni și de celebrări să ajungă în case credincioșilor noștri, în casele prietenilor noștri. De aici, de la microfonul Ercis Media, îi salutăm pe ascultătorii și pe cei care ne-au urmărit atât la televiziune cât și pe internet. Vă dorim o noapte liniștită, binecuvântată și vă salutăm cu salutul Lăudat să fie Iisus și Maria. În vecii vecilor, amin, o seară binecuvântată tuturor și ne vedem mâine dimineață.